Societatea de transport în comun de la nivelul municipiului Târgu Jiu și-a stabilit un program de circulație special pentru perioada sărbătorilor pascale. Astfel, joia și vinerea viitoare, autobuzele și troleele transloc vor avea un program normal, însă vor exista câteva mașini în așteptare dacă va fi nevoie de o suplimentare pe traseul cel mai circulat, respectiv 9 mai Artego. Joi și vineri, noi funcționăm pe un program normal, pe frecvențele care le avem, cu posibilitatea de a suplimenta mijloacele de transport în cazul în care există un flux mai mare de călători. Astfel avem două mijloace de transport în comun care stau la cap de linie 9 mai, două în zona societății și în cazul în care există flux mare de călători, le putem scoate în traseu, în așa fel încât timpii de așteptare și de urcare în mijloacele de transport să fie cât mai mici. În prima și a doua zi de Paște, mijloacele de transport în comun vor circula doar pe traseul 9 mai Artego, urmând ca din data de 3 mai autobuzele și troleibuzele să revină la programul normal de circulație. Sâmbătă, de asemenea, este un program deosebit față de ziua de sâmbătă normală. Am suplimentat și frecvența este mai mare, mai mică, pe traseul principal 9 mai Artego. În ziua de Paști și a doua zi de Paști, programul este special redus. Circulăm doar pe traseul principal 9 mai Artego pe o frecvență de 24 de minute. Pe celelalte trasee nu circulăm. În următoarea perioadă, Transloc va monta 3 camere de supraveghere video în zona stațiilor 9 mai, Piața Centrală și Artego pentru a urmări fluxul de călători și orele de plecare din aceste stații.